Hai, salut și bine v-am găsit! Sunt Ale de la Radio Intim sau de la Ale Play, după cum vedeți și acolo, după cum se uitați. Așa, a venit momentul să vă prezint și eu micul meu birou, în mica mea cameră, deci nu fac nicio aluzie la nimeni, chiar așa este. Haideți să facem repede turul camerei. Cam asta e toată camera, în care încape un pat, am un tablou acolo pe care l-am făcut singurel, e un ațipil. La fel și tăblia patului, cumpărat material de la IKEA și pus un ațipild, șifonierul, bineînțeles nu o să vi-l deschid, și trecem la birou. Un birou cumpărat tot de la IKEA, acest video nu este sponsorizat de IKEA, dar așa e adevărat. Birou are 1 metru lungime și 50 lățime, lucru care m-a făcut să apelez la acest artificiu. Am făcut o extensie pentru a pune unitatea centrală. În unitatea centrală, mulți știți ce se află. Dacă nu știți, găsiți informații în descriere. Avem aici un scaun destul de confortabil cu un suport lombar foarte bun și o pernuță care să accentueze starea de confort, să zic așa. Aici am pus un colțar pentru a putea pune căștile, niște căști Logitech G430. Le știți? Ce să vă mai zic? Mouse-ul de gaming, la cum știu eu să mă joc, nu prea se cunoaște că e de gaming. Hai să-i vedem și firma. Acesta este mouse-ul cu butonele, butonașe, luminițe. La fel și tastatura. Mulți m-ați întrebat ce tastatură este. Aceasta este. Mergem mai departe. Monitoarele. Acesta este monitorul pe care îl aveam și îmi făceam activitatea pe el. Și acesta este monitorul cu care am venit din România. L-am cumpărat la second hand. O cameră Logitech C920 Full HD. O știți mulți dintre voi. Lampa pe care am cumpărat-o zilele trecute. Microfonul pe care l-am primit la fel zilele trecute, am făcut un singur video tutorial cu el. Și faimosul braț care este făcut de mine, să zic, sau adaptat pentru microfon de mine, este un braț de lampă, lampă de gaming și a venit aici pe această extensie a biroului cu o altă extensie, este un braț funcțional. Da? Se poate regla, dar având o singură mână, nu, am două mâini, dar cu una țin telefonul. Și tot ce lipsește de aici este un filtru pop. Ce să vă mai zic, de aici ar lipsi un scaun gaming. Cam asta e biroul, v-am spus. În unitate se găsesc componentele, ce le aveți în descriere. Aveți canalul Radio Intim și Ale Play, pe care rare ori o să fac gaming, o să fac mai mult vloguri, ce să vă mai zic, clipuri de divertisment și așa mai departe. Aveți Radio Intim. Am un pat destul de mic pentru că padul pe care doream să mi-l fac nu am putut datorită faptului că nu exista la firma respectivă și atunci mi-a fost destul de greu să mă duc să fac o comandă. Vreau să-mi iau un pad cât birou sau aproape cât birou pe care să-l personalizez. Nu e foarte scump. Aici aveți telecomanda care de obicei stă pe extensia asta. Telecomanda de la LED-uri, niște LED-uri RGB, o bandă de LED-uri RGB cumpărată de pe Amazon. Uitați-le aici. Acestea sunt. Intră în unitate, sta să dau altă culoare, deci intră în unitate și după aceea ies din unitate și fac acest ocol. Le vedeți, sunt și pe perete. Nu am deslipit banda adezivă pentru că nu aceasta va fi poziția finală când o să termin tot biroul aici. Pe birou, dar nu stă pe birou de obicei, tot pe extensia aceea stă. Am un telefon Samsung Galaxy A5. E chiar un telefon, deci nu-l folosesc ca smartphone. Aici sunt părinții, primesc mesaje,
Uneori mai intru pe Facebook, dar foarte rar. Deci îl folosesc pe funcție de telefon. Avem și un sistem, să zicem, dar nu e un sistem. Vedeți acolo o boxă micuță. E formată din doi sateliți. Hai să vă arăt în spate pentru că e mai vizibil. Doi sateliți și un subwoofer pe care îl vedeți de desubt acolo. Știu, nu e birou extravagant, dar e cam tot ceea ce îmi trebuie. Cu mici excepții, urmează să vină filtru, să vină mousepad-ul sau cu tastatură, cu tot așa. Urmează să primesc de la Mr. X, Original Gaming, dacă nu știți, în urma pariului pe care nu l-am câștigat, dar a fost el puțin mai indulgent și a zis, bă, îți trimit brațul, urmează să primesc brațul. Vreau să vă spun că majoritatea componentelor de aici au fost cumpărate cu donații, din donații de fapt, donații primite în urma evenimentelor live pe care le-am făcut, în urma promovărilor pe care le-am făcut, în urma bunăvoinței anumitor persoane, mulți provin dintr-o comunitate, nu pot să-i mai pronunț numele, mi-a fost interzis treaba asta, dar le mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă pot să le mai pronunț numele, că nu le-am cerut acceptul, așa că dacă îmi dau acceptul, le voi pune numele în descriere. Componentele pe care le vedeți pe aici au fost dăruite de către soția mea, pentru că a văzut că mă chinui. Tastatura am spart-o în momentul în care am pierdut un meci DCS și mi-a cumpărat tastatură. Mouse-ul l-am spart în momentul în care a rămas fără baterii când făceam un video tutorial de vreo oră și ceva, l-am spart, mi-a cumpărat altul. Iar camera, aveam o cameră Logitech Quick Cam, notebook, ceva de genul ăsta, foarte bună, însă uneori se bloca, nu știu din ce cauză, și avea și firul foarte, foarte scurt. Era o cameră mai mult pentru laptop și atunci a prins o ofertă la Amazon și a zis, frate, trebuie să ne luăm o cameră. Și ne-am luat această cameră foarte bună. Nu vă recomand că na, nu mă plătește nimeni, dar vă asigur că e foarte bună și foarte mulți YouTuberi mai mari decât mine o dețin. Nu știu dacă e lung videoclipul, hai să vorbim puțin și de componente, pentru că mulți mă vor întreba totuși de ce n-ai spus nimic. Așa, avem o carcasă Segotop, dacă nu mă înșel, cu panou transparent, după cum se vede, v-am spus că am lipit, de fapt nu am lipit, am pus LED-urile, e o carcasă superbă, are și suport pentru LED-uri, deci nu trebuie neapărat să le lipiți. Am o placă video, vedeți aici, Gigabyte GeForce de 1060 de 6 GB, am un procesor i5 Intel i5 6500, am o placă de bază de la MSI Z170A. Componentele le-am făcut îndrumat fiind de către prietenii din comunitatea despre care v-am spus, dar nu am pronunțat numele. Le mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să mai știți ceva, mă întrebați în comentarii și vă răspund cu cea mai mare plăcere. Majoritatea lucrurilor sunt adaptate pentru necesități sau pentru spațiul pe care l-am aici. E exact ceea ce mi-am dorit, colțișorul meu de rai, să spun așa. Și am făcut câteva lucruri pentru a adapta acest birou. V-am spus, am pus acest colțar aici, am scos șina care era, pentru că era foarte jos birou, deci are un raft aici. Era foarte jos și lovea la picioare. Nu sunt un tip foarte înalt, dar totuși 1,76 m e ok. Și atunci mă deranja la picioare. Aici pun căștile. Aici am pus acest metal pentru a susține extensia și pentru a băga câteva cabluri. Și aici, ați văzut, am făcut acest adaptor de suport pentru brațul de microfon adaptat. Și așa mai departe. LED-urile le-am pus pe perete prinse de acest holșurub. Știu, poate pentru unii nu e foarte mult, dar pentru mine este mai mult decât strictul necesar. Or să mai vină și ceva schimbări,
Când o să mai vină, voi face un upgrade la video sau poate o să vă povestesc despre treaba asta.